Primarul satului Selebet, Cimișlia. Președinta, calm! Stimați cetățeni ai Republicii Moldova, stimați colegi din administrația publică locală, frați, surori, prieteni și ai noștri de pretutindeni, acum, aici, trăiesc emoții nobile, de mândrie și mult respect cu recunoștință pentru dumneavoastră, pentru țara noastră, pentru neamul nostru. Ce înseamnă Uniunea Europeană pentru mine? În calitate de simplu cetățean, locuitor al unui sat unde m-am născut și la care țin foarte mult, Uniunea Europeană înseamnă servicii publice, bune, calitative pentru cetățeni, drumuri, apă, justiție dreaptă, viitor și siguranță pentru copii, grijă pentru bătrâni, educație și șansa ca frații și surorile și copiii noștri să se întoarcă înapoi, acasă și să muncească pentru țara noastră și să ne bucurăm împreună unii lângă alții. În calitatea mea de primar și funcționar public, care muncește de peste 30 de ani pentru satul meu natal, vreau să vă confirm că anume modelul de administrație publică locală din spațiul european este unicul exemplu demn de urmat și care ne permite nouă primarilor să fim mai aproape de nevoile cetățenilor și să dezvoltăm cu adevărat satele și orașele noastre. Sunt beneficii reale pe care sătenii mei și cetățenii din țara noastră le cunosc. Sute de școli și grădinițe modernizate, drumuri reparate, rețele de apă și canalizare, iluminat public stradal, toate acestea și alte proiecte locale mari au fost implementate cu suportul Uniunii Europene. În localitatea mea, Selemet, practic toate proiectele sociale, economice, de infrastructură sunt realizate cu sprijinul statelor europene. Pentru tot ce ne fac în interesul cetățenilor noștri, le mulțumesc prietenilor noștri și partenerilor Republicii Moldova. Din România, Norvegia, Statele Unite ale Americii, Elveția, Suedia, Slovacia, Austria, Italia, Anglia, Franța, Polonia și altor țări din Uniunea Europeană, datorită cărora satul meu, Selemet, are un viitor și o speranță pentru o viață mai bună. În calitatea mea de președinte a Congresului Autorităților Locale din Moldova, am un mesaj către colegii mei primari și cei din administrația publică locală. Cu toți cunoaștem că descentralizarea și autonomia locală reală pe care ne-o dorim sunt un element esențial al unei societăți democratice. Cu toții cunoaștem și ne dorim ca comunitățile noastre locale să beneficieze de servicii și condiții de viață la nivel european. Ne dorim să dezvoltăm satele și orașele noastre ca ele să devină cu adevărat europene. Iar aceasta, stimați cetățeni, este posibil doar fiind parte a lumii civilizate, a spațiului cultural și național din care toți facem parte, să fim
în cadrul Uniunii Europene. Stimați concetățeni, consăteni, prieteni, lume bună! Cu toți ne dorim o viață frumoasă în această țară. Vrem localități cu mulți copii care aleargă pe ulițe și bucură bunicii ajunși la bătrânețe, cu familii unite care stau la masă de sărbători împreună, nu prin internet. Vrem localități în care există viață. În toți acești ani am văzut că de unii singuri nu putem reuși. Și experiența mea în calitate de primar am trăit și acum trăiesc așa momente. Acolo unde am adus Europa, în localitățile noastre, toți oamenii simt o schimbare spre bine. Haideți să nu mai lăsăm Moldova singură. Haideți să devenim parte a unei familii mari și puternice. Haideți să facem Europa din fiecare sat și oraș pentru fiecare familie din Moldova. Moldova europeană este visul, drumul și speranța noastră. Să mergem pe el împreună, oameni din sate și orașe, primari, funcționari publici și diaspora noastră dragă de pretutindeni. Să mergem hotărât spre drumul Uniunii Europene, pentru țara noastră și pentru copiii noștri. Stimați concetățeni, stimați oameni buni, sunt atât de emoționată și vă spun cu mândrie că sunt sigură că noi putem și noi vom reuși. Putem munci, putem să ne mobilizăm, putem să facem acele clăci ca niciodată și să organizăm lumea bună, cu gândire bună, să aducem cât mai multă prosperitate țării noastre. Cu binecuvântarea Bunului Dumnezeu și cu gândurile dumneavoastră frumoase, nobile, de astăzi sper că vom reuși. Vă doresc din suflet sănătate și haideți să păstrăm această unire și această bună înțelegere cu pace pentru țară.